Dracula Junior. Halloween-ul era sărbătoarea mea preferată în copilărie. În țara din care provin, în această zi se practicau ritualuri sacre. Dar aici, în America, era noaptea de excese pentru un copil înfometat. Atunci când fiul meu mi-a spus că voia să iasă pentru prima oară în noaptea de Halloween, eram în culmea fericirii. Am decis să mergem împreună. Aveam niște umbre negre sub ochi, câte o picătură de sânge artificial sub buze și câte o manta imensă. Voilà! Ne-am transformat în niște Dracula și Dracula Junior adorabili. L-am învățat ce să spun în timp ce ne apropiam de prima casă. Se ținea de dovleacul lui de plastic de parcă era o relicvă sfântă. Ceilalți părinți au trecut pe lângă noi pe stradă zâmbind. M-a încercat un sentiment de nostalgie în timp ce mă uitam la mini-vrăjitoarele, fantomele și supereroii mascați care sunau la uși și repetau acea mantră familiară și aliterativă. Fiul meu a sunat la sunerie. A răspuns o femeie în vârstă. Ne dați sau nu ne dați? A implorat fiul meu, puțin peltic din cauza colților. Dar vai, ce înfricoșători sunteți voi doi! A spus cu bunătate. Înainte ca femeia să-i mâneze fiului meu bomboanele, i-a pus întrebarea pe care am repetat-o împreună. Politicos, bineînțeles. Pot să intru să beau niște apă? Îmi este foarte sete. Femeia a deschis larg ușa. Bineînțeles că poți intra. Casa mirosea mirodenii de toamnă și prăjituri proaspăt scoase din cuptor. Am închis ușa în urma mea. Femeia i-a înmânat fiului meu un pahar cu apă. Poți să bei apa cu colții aia în gură? De ce nu-i scoți? L-a rugat. Fiul meu a râs. Ăștia nu ies. Bătrâna neghioabă l-a privit nedumerită pentru o secundă. Fiul meu și-a înfipt colții în gâtul ei într-o clipită. În timp ce înghițea însetat din gâtul ei veștejit, cineva a sunat la sunerie. Am deschis ușa puțin și am fost întâmpinat de o mână de copii. Intrați! Am zâmbit. Bomboanele sunt chiar aici, în bucătărie. Halloween-ul este cu adevărat o noapte de excese pentru un băiat și fiul lui. Aceasta a fost povestea. Dacă v-a plăcut, vă rog să-mi dați like, spuneți-mi părerea voastră la comentarii și abonați-vă la canalul meu. Pe data viitoare!